Medicii avertizează oamenii să nu ia prea multe suplimente de vitamina D. Un bărbat a avut nevoie de 8 zile de îngrijiri în spital pentru că a luat o supradoză. Conform Antena3.ro, nivelul său de vitamina D era de 7 ori mai mare decât cel necesar. Potrivit revistei Case Reports, citată de Sky News, simptomele la bărbatul de vârstă mijlocie au început de la aproximativ o lună după ce a început un regim intensiv de suplimente de vitamine. Acesta se confrunta de 3 luni cu simptome precum vărsături, greață și crampe la picioare, când medicul său l-a trimis la spital pentru tratament. De asemenea, bărbatul avea gura uscată, pierdere de greutate, sete crescută și diaree. Regimul zilnic al bărbatului a inclus peste 20 de suplimente fără prescripție medicală. Ca parte a acestora, el lua 50.000 de miligrame de vitamina D, necesarul zilnic fiind de 600 de miligrame. Testele au arătat că nivelul său de vitamina D era de 7 ori mai mare decât nivelul necesar, iar organismul său avea un nivel ridicat de magneziu și calciu. De asemenea, rinichii săi nu funcționau corespunzător. Medicii au declarat că această afecțiune, numită hipervitaminoză D, este în creștere, deși este încă neobișnuită. S-au folosit fluide intravenoase pentru a-i spăla organismul și s-au administrat medicamente pentru a reduce nivelul excesiv de calciu din sânge. Dar la 2 luni de la externarea din spital, nivelurile de vitamina D din corpul său erau încă mai mari decât cele necesare. Autorii raportului au declarat că la nivel global există o tendință crescută de hipervitaminoză D, informează Mediafax.